18, începând cu versetul 18. Evanghelia după Luca, capitolul 18, începând cu versetul 18. Pagina în Sfânta Scriptură 1013. Un fruntaș a întrebat pe Iisus: Bunule învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenez viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur Dumnezeu. Știi poruncile. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: Îți mai lipsește un singur lucru, vinde tot ce ai în parte la săraci și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis: Cât de are nevoie voi intra în Împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Fiindcă mai leste este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu. Cei ce l-ascultau au zis: Atunci cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns: Ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru i-a zis: Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus le-a zis: Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevastă sau frații sau părinții sau copiii pentru Împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în viacul acesta, de acum, iar în viacul viitor, viața veșnică. Amin. Amin. Le vin cu respect să plecăm capetele în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem binecuvântarea lui pentru momentul care urmează. Tată, mă rog în seara aceasta să ne faci parte de prezența Duhului Tău cel Sfânt, Mântuitorul și Învățătorul nostru. Amin. Mărturisim că despărțiți de Tine potrivit cuvântului Tău, nu putem să facem nimic. Mărturisim că destoinicia noastră vine de la Tine, puterea noastră vine de la Tine, înțelegerea noastră vine de la Tine, iluminarea noastră vine de la Tine, totul vine de la Tine, Doamne. Tu ești dădătorul oricărui dar bun și desăvârșit. Tu ești sursa tuturor binecuvântărilor noastre. Vrei să ne smerim în seara aceasta și să recunoaștem că depindem de Tine și în predicarea cuvântului și în ascultarea cuvântului. Mă rog, Doamne, pentru audiența din locul acesta, mă rog ca prezența Duhului Sfânt să se manifeste aici. Amin. Și să străpungi multe inimi, Doamne. Amin. Mă rog pentru copii și pentru tineri. Doamne, binecuvântează în seara aceasta. Amin. Cu o ureche care să audă cuvântul Tău și cu o inimă care să răspundă, Doamne. Amin. Doamne, mă rog pentru cei adulți, mă rog și pentru bătrâni. Doamne, toți aceia care sunt, Doamne, într-o stare care nu le permite, Doamne, să vină la Tine. Doamne, eliberează și ajută-i, Doamne. Doamne, coboară-Te din cerul Tău înalt și ajută-ne în seara aceasta. Amin. Dă-ne, Doamne, ajutorul Tău, dă-ne binecuvântarea Ta. Amin. Mă rog pentru cei care se luptă cu păcatul și batim, Doamne. Doamne, eliberează în seara aceasta. Amin. Pentru cei care nu sunt iertați de păcatele lor, iartă-i, Doamne. Amin. Pentru cei care n-au cunoscut niciodată părtășia cu Tine, Doamne, descoperă-Te-le lor, Doamne. Amin. Pentru cei care n-au văzut niciodată sfințenia Ta, frumusețea Ta, dragostea Ta, Doamne, descoperă-Te în seara aceasta la Bonțești. Fă să fie în locul acesta o întâlnire reală cu Dumnezeu. Știi că ești adevărat, Doamne, pentru cei aceia care se îndoiesc de existența Ta. Declară-Te în locul acesta, Amin. Doamne. Manifestă-Te în locul acesta. Amin. Aruncă orice îndoială, Doamne. Aruncă, Doamne, orice stare care nu este după voia Ta, Doamne. Oricine este împietrit în tradițiile Lui, Doamne, în teologiile Lui, în învățăturile Lui, care nu sunt după cuvântul Lui Dumnezeu. Mă rog ca Duhul Sfânt să elibereze în seara aceasta, Doamne. Doamne, binecuvântează, Doamne, munca fraților și a surorilor în post și rugăciune, Doamne. Amin. Doamne, fă să fie un seceriș bogat în seara Amin. Aceasta. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vrem ca Iisus Hristos, care a murit la dealul de la Golgota, care și-a lăsat sângele să curgă pentru mântuirea oamenilor, mă rog ca să-și vadă în seara aceasta rodul muncii și să se bucure. Să se bucure Domnul Iisus Hristos din slăvile înalte și care este prezent în locul acesta de suflete care se întorc la El. Doamne, lucrează, Doamne. Ne rugăm înaintea Ta. Știm că mântuirea este darul Tău. Și ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Lucrează, Doamne. Te chemăm și Te așteptăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă invit, ocupați locul. Este o nespusă bucurie pentru mine să fiu în seara aceasta la Bonțești și să declar cu deplină convingere, în ciuda anilor mei și tinereții mele, să declar cu deplină convingere Evanghelia Domnului Iisus Hristos în seara aceasta, în locul acesta.
Dacă vă întrebați de unde e îndrăzneală și de unde curaj, vreau să răspund conform cuvântului lui Dumnezeu, așa cum vă spun și Petru și Apostolul acum 2000 de ani, și așa cum trebuie să răspundă Biserica Domnului Iisus Hristos în toate viacurile până la venirea Domnului Iisus Hristos. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Aceasta este autoritatea, aceasta este însărcinarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o și mie și pe care Dumnezeu vă dă și dumneavoastră când ne întoarcem la El. Însărcinarea este să mergem și să ducem Evanghelia până la capătul pământului și până la marginile lumii. În seara aceasta vreau să vă vorbesc despre un mesaj foarte important pentru fiecare dintre noi, cum putem moșteni viața veșnică. Cum putem moșteni viața veșnică. Consider că țările de evangelizare au scopul acesta și consider că nu există niciun subiect mai important care ar trebui să ne intereseze pe noi în seara aceasta și în viața aceasta întreagă. Cum putem să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu? Cum putem să ajungem în prezența lui Dumnezeu? Cum putem să moștenim viața veșnică? Vedeți, pasajul acesta începe în felul următor. Un fruntaș a întrebat pe Iisus, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ăsta este subiectul. Ce să faci ca să moștenești viața veșnică? Mai jos, Scriptura descrie într-un alt mod moștenirea acestei vieți veșnice, spune cât de anevoie vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. A moșteni viața veșnică, a intra în Împărăția lui Dumnezeu este același lucru. A moșteni viața veșnică, a intra în Împărăția lui Dumnezeu este același lucru. Domnul spune cât de greu va intra un bogat în Împărăția lui Dumnezeu. Este același lucru. Sau spune Scriptura, atunci cine poate fi mântuit? Mântuirea, moștenirea vieții veșnice, intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Este același lucru. Sau într-o altă expresie, zice Scriptura, versetul 30, iar în viacul viitor va primi viața veșnică. Primirea vieții veșnice. Moștenirea vieții veșnice. Intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Sau a fi mântuit. Sunt expresii similare. Întrebarea este cum? În pasajul acesta l-avem pe Domnul Iisus Hristos, cel mai mare învățător care a trăit vreodată pe planeta aceasta. Și eu nu fac decât în seara aceasta să vă reproduc. Treaba mea nu este să cercetez, treaba mea nu este să descoper adevărul, treaba mea este să declar adevărul Domnului Iisus Hristos. Amin. Domnul Iisus Hristos este cel mai mare învățător și eu aș vrea să mă iau după El și să vă spun ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus, pentru că nu cred că merită să stați în seara asta în locul ăsta și să ascultați părerile mele. N-ar trebui să vă intereseze, nici măcar pe mine nu mă interesează părerile mele, mă interesează ceea ce spune Iisus Hristos despre mântuirea. Sunt mulți lideri în lumea aceasta și oameni care spun cum putem să fim mântuiți. Pe noi nu ne interesează ce spune, ne interesează ce spune Iisus Hristos, pentru că mântuirea este numai în El. Amin. Domnul Iisus Hristos, cel mai mare învățător, în seara aceasta ne tratează pe fiecare dintre noi ca niște elevi. Ca niște elevi. Și ne arată în locul acesta, ne prezintă mântuirea în două prezentări majore. O prezentare negativă și o prezentare pozitivă. Adică, prezentarea negativă la început, un om care nu este mântuit. Prezentarea pozitivă, în a doua parte a textului, un om care este mântuit. Și aș vrea să ne uităm și să comparăm și să vedem în seara aceasta de ce unii oameni nu sunt mântuiți și de ce unii oameni sunt mântuiți. În această primă prezentare negativă, Domnul Iisus Hristos, în prima fază, pune niște probe, niște teste. Îl pune pe omul acesta, un fruntaș din poporul Israel, îl pune Domnul Iisus Hristos la un moment dat la niște teste. După ce îl pune la testele acestea, la probele acestea, Domnul Iisus Hristos trage câteva concluzii. Aș vrea să ne uităm la ambele, faze. Și la faza probării, și la faza pedagogiei și a învățării Domnului Iisus Hristos. Ne uităm în seara aceasta la faza probării. Și aș vrea în seara aceasta să vă implicați în pasajul acesta. Aș vrea să vă gândiți că Domnul Iisus Hristos face același lucru cu fiecare dintre noi și a făcut Domnul Iisus Hristos cu omul acesta. Metoda de mântuire nu s-a schimbat niciodată. Haideți să luăm pe rând probele pe care Domnul Iisus Hristos îi depune omului acestea și care ne pune Domnul Iisus Hristos pe fiecare dintre noi în fața acestor probe în seara aceasta. Prima probă este proba caracterului lui Dumnezeu. Un fruntaș a întrebat pe Iisus, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și aș vrea să vă spun, ce trebuie să facem ca să moștenim viața veșnică? Prima probă este proba caracterului lui Dumnezeu. Proba caracterului lui Dumnezeu. Domnul Iisus răspunde, pentru ce mă numești bun, i-a răspuns Iisus? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Dragi frați și surori, dragi prieteni care sunteți în locul acesta, tineri sau bătrâni sau copii, vreau să mă ascultați. Ca să moștenim Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ne punem în fața caracterului lui Dumnezeu. Ca să moștenim Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să încetăm odată pentru totdeauna să ne mai comparăm cu ceilalți.
ca să moștenim împărăția lui Dumnezeu, trebuie să încetăm să ne mai justificăm pe noi aici, ne comparându-ne cu ăla care a dat în cap la unul, că ăla care s-a dus la nevastă altuia, și să spunem despre noi și da, eu niciodată n-am fost la nevastă cuiva, da, eu niciodată n-am furat de la vecinul meu, da, eu niciodată n-am blestemat pe Dumnezeu, da, eu niciodată n-am făcut lucrurile grave pe care le fac oamenii din jurul meu. Când te compari cu alții, s-ar putea să-ți dai un calificativ bun. Când te compari cu Dumnezeu, nu poți decât să-ți dai calificativul insuficient. Insuficient. Auziți ce spune Domnul Iisus? Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun. Nimeni nu este bun. Decât unul singur, Dumnezeu. Vreau să vă întreb cât de dele pot în seara aceasta, pentru că Domnul Iisus Hristos ne spune și nouă lucrul acesta în seara aceasta. Credeți că sunteți buni? Credeți că sunteți buni? Nu e așa că mai avem noi vorba aceasta pe care o spunem despre unii oameni din jurul nostru. E un om bun, numai că fumează cam mult. E un om bun, numai că se uită după femei. E un om bun, numai că se uită la pornografie. E un om bun, numai că stă cam mult în fața televizorului. E un om bun, numai că fură. E un om bun, numai că e slobo la gură. Spune că e un om bun, numai că. Domnul Iisus Hristos spune că nimeni nu este bun. Nimeni nu este bun. Știți de ce? Că dacă ești slobod la gură, aia arată că inima ta e rea. Că dacă furi, aia arată că inima ta e rea. Că dacă mința asta arată că inima ta e plină de minciune. Că dacă blestem și înjuri, asta arată că inima ta e plină de venin, de ură și de vrăjmășie. Că dacă te uiți la altul cu mânie, sau îi spui, sau te cerți cu el, sau te învrăjbești cu el, sau te iei la harță cu el, asta arată ce este inima ta. Și Domnul Iisus Hristos, în fața caracterului lui Dumnezeu, spune nimeni nu este bun. Și vreau să vă spun, să nu vă supărați pe mine, că vă spun ce este în cuvântul cu Dumnezeu. Nu sunteți buni. Nici vecinii dumneavoastră nu sunt buni. Nici prietenii dumneavoastră nu sunt buni. Nici partenerii dumneavoastră de căsătorie nu sunt buni. Nici copiii dumneavoastră nu sunt buni. Nu e așa că spune, uite ce copil drăgăraș e, ca un îngeraș copilul tău. Ce? E inocent. Spune, noi copiii sunt inocenți. Sunt copiii inocenți? Copilașul meu pe la 3 luni deja zbâcnea de nervi. Și se rățuia la mine. Că îi luam un lucru sau nu-i dădeam un lucru. Cine l-a învățat să facă lucrul ăsta? Nu l-a învățat nimeni să facă lucrul ăsta. Ne naștem în păcat. Suntem păcătoși. Noi nu doar facem lucruri rele. Noi suntem răi. Noi spunem, e un om bun numai că face lucruri rele. E un lucru anormal. Cum adică să fii bun și să faci lucruri rele? Ați văzut vreodată un pom bun să facă poame rele? Nu. Pomul bun face roade bune. Pomul rău face roade rele. La fel, oamenii răi fac fapte rele. Oamenii buni fac fapte bune. Când un om face fapte rele, este un om rău! Este un om rău. Dar nouă ne este așa de greu în fața caracterului lui Dumnezeu să recunoaștem că noi suntem răi. Știți ce mă rog în seara aceasta? Să avem fiecare dintre noi această experiență pe care a avut-o la un moment dat un proroc din Sfânta Scriptură. Un om bun. Un om care era slujitorul lui Dumnezeu. La un moment dat i s-a întâmplat ceva. Auziți ce i s-a întâmplat? În anul morții împăratul Ozia, împăratul Ozia era un prieten al prorocului, unul din neamul lui. Am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui. Ăsta este Dumnezeu. Fiecare avea șase are cu două și acopereau fața. Serafimii care nu au păcătuit niciodată nu pot să privească pe Dumnezeu în gloria și în sfințenia lui. Cu două și acopereau picioarele, așa cum ar trebui să facă unele din surorile noastre. Și cu două zburau. Strigau unul la altul, ascultați ce strigau. Și ziceau, nu ziceau Sfânt este Domnul. Ziceau Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Trăim într-o vreme în care vorbim așa de mult, lasă că Dumnezeu e bun, lasă că Dumnezeu iartă, lasă că Dumnezeu e dragoste. Nicăieri în Biblie nu spune Biblia, Dumnezeu este dragoste, dragoste, dragoste. Singurul caracter al lui Dumnezeu care este repetat de trei ori este caracterul, atributul sfințenii lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu Sfânt. Amin. Dumnezeu nu-și negociază sfințenia lui. Și fiecare dintre noi avem nevoie ca o astfel de experiență ca lui Isaia, să-L vedem pe Dumnezeu în sfințenia lui, să vedem cine suntem noi cu adevărat, nu să ne mai comparăm cu alții, nu să ne comparăm nici cu păstorul, nici cu preotul, nici cu comitetul, nici cu prezbiterul, nici cu pocăiții. Mulți dintre dumneavoastră poate vă justificați, a, dacă pocăiții fac așa, Dumnezeu nu te-a chemat să te compari cu pocăiții. Dumnezeu te-a chemat să te compari cu El, să vezi sfințenia Lui, să vezi caracterul Lui. Și auziți, tot pământul este plin de mărirea Lui, se zguduia ușorii și de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, ăsta este un proroc al lui Dumnezeu, un om sfânt. Auziți ce a zis omul acesta? Vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate.
locuiesc în mijlocul lui popor, tot cu buzele curate, și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. Mă rog ca fiecare dintre dumneavoastră să vedeți sfințenia lui Dumnezeu în seara aceasta. Dacă nu vedem sfințenia lui Dumnezeu, frați și surori, dacă nu ajungem la punctul în care să stăm înaintea lui Dumnezeu, să nu mai compar cu soția, cu soțul, cu vecinii, cu prietenii, cu colegii de la școală, cu colegii de la muncă, cu nimeni, când ajung să nu mai compar cu nimeni și să stau în sinceritatea mea înaintea lui Dumnezeu și să spun, Doamne, Tu ești un Dumnezeu sfânt. Cine sunt eu? Cine sunt eu? Știți cum este sfințenia lui Dumnezeu? Scriptura ne descrie cum este sfințenia lui Dumnezeu. Spune, ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să vezi nelegiuirea. Cum ai putea tu privi pe cei mici și să taci când cel rău mănâncă pe cel neprihănit decât el? Ascultați, Dumnezeu spune, prorocul despre Dumnezeu, ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul. Dumnezeu nu poate să privească răul din viața noastră, așa de sfânt este. Dumnezeu nu se poate uita la noi să vadă că suntem mizerabili, că suntem păcătoși și să nu facă ceva în privința asta. Nu poate Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Noi obișnuim în vremea în care trăim să ridicăm atributele lui Dumnezeu împotriva altuia. Când cineva spune Dumnezeu e sfânt, spui, da, Dumnezeu e dragoste. Când cineva spune Dumnezeu e drept, dar tu spui Dumnezeu e iartă, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e milos. Să știți că Dumnezeu nu ne permite să luăm un atribut de al lui și să-l punem să bată cu altul. În fața sfințeniei lui Dumnezeu nimeni nu trece testul. Nimeni nu trece testul. Nici eu, nici dumneavoastră nu trecem testul în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Și auziți ce spune Domnul Iisus Hristos? Bunul învățător, îi spune el, Domnul Iisus ioretează scurt și spune descalificat ești. În fața caracterului Dumnezeu ești descalificat toți. Unul singur este bun. Dumnezeu. Amin. Amin. Trebuie să spunem lucrul acesta din toată inima noastră. Unul singur este bun. Dumnezeu. Nu mai spuneți niciodată, El este bun, că nu este bun. Că nu este bun. Unul singur este bun. Dumnezeu. Al doilea test pe care ne-l dă și mi-l, a doua probă pe care mi-o face Domnul Iisus Hristos în seara aceasta este proba cerințelor lui Dumnezeu. Nu doar proba caracterului lui Dumnezeu, ci proba cerințelor lui Dumnezeu. Omul acesta spune, Domnul Iisus îi spune, știi poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și am zis ce spune omul acesta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Știți care e problema noastră în fața cerințelor lui Dumnezeu? Și haideți să facem rapid un test în seara aceasta. Un test, să ne punem și noi în fața acestei probe pe care a pus-o Domnul Iisus Hristos a cerințelor lui Dumnezeu. Dumnezeu, de exemplu, ne cere să nu prea curvim. Este una dintre poruncile pe care le știu, chiar și oamenii necredincioși, din decalog, să nu prea curvești. Să nu prea curvești. Și sunt unii dintre noi care ne-am prea curvit niciodată în viața noastră, așa credem noi. Și ce a spus Domnul Iisus Hristos într-o instanță? Domnul Iisus a zis așa. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Deci dacă ai mers pe stradă ca bărbat și te uitat la o femeie și ai văzut că e frumoasă și ai dorit-o pentru tine, măcar o secundă, Dumnezeu ești, spune, ești un prea curvat. Și toți bărbații au văzut testul aici. Orice femeie care s-a uitat la un bărbat și l-a poftit în inima ei, pentru o simplă fracțiune de secundă, Dumnezeu spune, ești un prea curvat, ești un prea curvat. De ce spune Dumnezeu? De ce e Dumnezeu așa de dur? Vedeți care sunt cerințele lui Dumnezeu? Vedeți proba cerințelor lui Dumnezeu? Înțelegeți sfințenia lui Dumnezeu din cerințele sale? Înțelegeți seriozitatea cu care Dumnezeu vede lucrurile? Ați omorât vreodată pe cineva? Nu, că mă gândesc că n-ați fi fost în seara asta aici. Și vine așa că ne gândim la oamenii care au omorât pe alții, că sunt niște criminali, sunt bine că i-au băgat în pușcărie, ca să păzească societatea de asemenea pericole. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratele său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului gheenei. Deci dacă ai spus cuiva vreodată prostule sau nebune, spune Dumnezeu, te duci în ea. Și să nu credeți că Dumnezeu se referă doar la cuvintele astea două, prostule sau nebune. Se referă când îi spui la altul tâmpitule sau idiotule sau în alte feluri în care le folosim noi ca să jignim pe alți oameni. Domnul Iisus spune, criminalul care se duce în iad este la fel ca tine care ai spus prostule. Amândoi mergeți în focul gheenei. De ce spunem noi, Domnule? Că una e să omori pe cineva și alta e să te mânii pe cineva. Așa este, două lucruri diferite. Știți ce este în comun între noi și un criminal? Între noi și un criminal este comună mânia. Mânia. Rădăcina păcatului. Vedeți, cerințele lui Dumnezeu au fost lăsate ca să arate ce este străfundul inimilor noastre. Ce ne face pe noi să reacționăm într-un anume fel. În Statele Unite, la un moment dat, s-a oprit curentul pentru câteva ore
și au fost cele mai multe crime din, toată, din tot anul respectiv, într-o singură noapte. Știi de ce? Că oamenii n-au mai avut legea. N-au mai avut legea care să-i observe. Poliția n-a mai putut să-i urmărească. Și-au făcut ce le-a tăiat capul. Dușmanii pe care i-au avut s-au dus să se răfuiască cu ei. S-au dus și-au jefuit bănci. Și-au făcut o grămadă de lucruri într-o singură noapte, în câteva ore. Și se zice că n-a mai fost legea pe ei. Avem nevoie de cerințele lui Dumnezeu, de această probă a cerințelor lui Dumnezeu, ca să vedem cine suntem cu adevărat. Ca să vedem cine suntem cu adevărat. Minciuna, să mai vorbim de minciună. Să mai vorbim de furt. Dumnezeu spune să nu furi. Noi spuneam, am luat de la stat. Statul ia de la noi, noi luăm de la el. Ăla este furt. Furt prin semnături, nu-ți declar tot ce ai. Și așa mai departe. Câți dintre noi putem să trecem în fața cerințelor lui Dumnezeu? Primul test este testul caracterului lui Dumnezeu. Al doilea test este testul cerințelor lui Dumnezeu. Și cred că fiecare dintre noi am cădea aici. Dar să presupunem prin absurd că cineva în seara asta ar putea să zică, Domnule, eu cred că țin poruncile lui Dumnezeu. Deși fiecare dintre noi, apropo, să luăm de exemplu cerința aceasta, porunca asta lui Dumnezeu, să nu iei numele Domnului în deșert. A intrat în curte și te-ai împiedicat de o mătură pe care tu ai lăsat-o acolo. N-a pus-o nimeni în cara ta. Te-ai împiedicat de ea. O, Doamne, ce treabă are Dumnezeu cu faptul că tu te-ai împiedicat de mătura aceea? Ai luat numele Domnului în deșert. Ai luat numele Domnului în deșert. Ai folosit numele lui Dumnezeu într-o situație în care Dumnezeu nu trebuie implicat. Într-un mod ușuratic, fără să te gândești. Altul înjură. Tu n-ai făcut decât să spui alt cuvânt, dar este aceeași stare de iritare lăuntrică că te-ai împiedicat. Am dat un exemplu banal. Și ai folosit numele lui Dumnezeu în situația aceea din același izvor de iritare a inimii pe care îl are același om care înjură în locul tău. Numai că ai spus un cuvânt diferit, dar este aceeași iritare. Asta este, înseamnă să iei numele Domnului în deșert. Câți dintre noi trecem textul cerințelor lui Dumnezeu? Dar să presupunem că ar fi în seara aceasta un om care ar trăi perfect în locul acesta. Și spune, Domnule, eu cred că Dumnezeu mă mântuiește că am trăit perfect. Știi ce spune Dumnezeu? După ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Și chiar dacă ai face tot, nu poți să te mântuiești prin faptele tale, că e datoria ta să le faci. E ca și cum ai fi la un loc de muncă, m-a angajat, îmi dă treabă șeful și după ce am făcut tot ce îmi spune șeful, îi zic la șef, pe lângă salar mai decartează ceva. Mi-ar da șeful? Nu mi-ar da. Șeful spune, ai făcut ce erai? Datoria să faci. E datoria ta să faci lucrurile alea. Nu aștepta să te apreciez în plus, nu aștepta să îți dau în plus, asta este datoria ta. La fel și noi, dacă am face perfect, dacă trăi o viață perfectă înaintea lui Dumnezeu, tot nu ne-am putea mântui. Pentru că suntem datori să facem lucrurile acelea. Mai spune cuvântul lui Dumnezeu, vedeți? Nu e așa că suntem, totuși parcă nu înțelegem noi, Doamne, totuși parcă sunt unii oameni care sunt buni, care, uite, dau la săraci, care și-au vândut anumite lucruri, și-au ajutat pe alții, care s-au implicat, care s-au dus la biserică, care au făcut una sau alta. Sunt oameni buni. De ce spune tânărul ăsta și de ce spune Dumnezeu aici că nimeni nu este bun? Vreau să vă spun un lucru. Și farisei erau buni. Și se duceau și dădeau de milă. Și dădeau zeciuială la biserică, mai mult decât dăm noi astăzi. Dădeau zeciuială și din mărar. Mai lua mărarul și a zicea faptul de la Domnul. Deci erau niște oameni corecți și stricți înaintea lui Dumnezeu. Dar știți de ce dădeau? Când venea la biserică și mă vedea pe mine că deschideam pormoneul și o scoteam euro și dădeam, ca tine, un leu. Îl fofoleai leul ăla acolo și îl băgai acolo ca și cum mai dau 1.000.000 de lei. Îl fofoleai acolo, eu nu, eu dau 100 de euro, dar dădeam ca să mă vezi că am dat. Și fapt aceea era o necurăție înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu dădeam într-o motivație corectă. Veneam la biserică și mă rugam, se ruga și fariseul. Și zice, om credincios cum să roagă de el, să ruga să-l audă alții, să-l vadă și să-l aprecieze alții. El venea și el la timp și dădea de milostenie, ajuta un sărac, dar de ce ajuta săracul ăla? Ajuta săracul acela ca să-l vadă alții, uite cum am dat eu. Sunt alții care, să vedeți până unde merge perversiunea păcatului. Uneori nu dai ca să te vadă nimeni, dar să te simți tu bine. Nu dai din dragoste pentru Dumnezeu, nu dai că iubești pe săracul ăla. Îi dai că atunci când ai plecat din fața săracului, să zici, bă, ce băiat bun sunt. Am dat, sunt un om bun. Eu nu sunt ca alții care nu dau. Sau alții nu dau. Dar spun, Domnule, Dumnezeu ne-a chemat să fim în țel. Ăla, eu știu că își cumpără țigări. Și te scuzi înaintea lui Dumnezeu, scuzi zgârcenia ta, scuzi zgârcenia ta extremă, prin faptul că nu-i dădeai mai mult de 2-3 lei, dar nu-i dai nici pe ăla că tu ești un om înțelept, să fim înțelept, să nu-i dăm bani ca să nu-și cumpere țigări. Vezi până unde ajunge depravarea și păcatul omului în fața cerințelor lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu trece. Spune Dumnezeu într-un pasaj din cuvântul Său, nu-i, ascultați, toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită.
înaintea lui Dumnezeu. Credeți că putem cumpăra mântuirea noastră cu faptele bune? Sunt ca o haină mânșită înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne știe motivațiile. Dar să presupunem că sunt oameni, vedeți, sunt oameni religioși. Ce spunem de oamenii religioși? De oameni morale am văzut. Dumnezeu spune, faptele lor sunt corupte, sunt murdare, pentru că motivațiile lor nu sunt cum trebuie. Ce spune de oamenii religioși? Și ce spune Dumnezeu de oameni religioși? Vedeți, omul trăiește cum vrea tot timpul anului, face ce vrea, se uită la toate spurcăciunile, trăiește toate spurcăciunile, spune ce vrea, gândește ce vrea și după aia se mai duce din când în când la biserică. Mai face o mătanie, mai pupă o icoană, mai duce un colac, mai cumpără ceva ce nevoie acolo, mai ajută pe preot, mai face el ceva, să facă așa și în bisericile evanghelice, mai la păstor, mai încerci și tu să te pui bine cu adunarea și cu biserica. Și ce spune Dumnezeu de oamenii aceștia? Ascultați ce spune Dumnezeu. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenia de Sidone. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorii. Ce îmi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul. Auziți ce spune Dumnezeu? Sunt sătul. Dumnezeu le ceruse lucrurile alea, jertfele alea la evrei, dar acum spune Dumnezeu, m-am săturat de ele, sunt sătul de ele. Nu-mi place sângele taurilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri? Auziți, să-mi spurcați curțile. De ce îi făceți să-mi spurcați curțile? Ei făceau ce le-a cerut Dumnezeu și Dumnezeu zice Dumnezeu, spurcați casa mea. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, că și mie scârbă de tămâie, spune Dumnezeu. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd. Și auziți unde este problema. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi. Și praznicile voastre mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Căci mâinile vă sunt pline de sânge. Și ce spune textul acesta? Degeaba te duci la biserică să te rogi dacă în timpul săptămânii trăiești ca un om necurat. Degeaba te duci la biserică să cânti dacă timpul săptămânii minți. Degeaba te duci la biserică ca să faci și să dai ceva acolo și să crezi că Dumnezeu te apreciază dacă timpul săptămânii te ceri cu nevasta, te mâni pe copii și ce știu eu ce mai faci. Dumnezeu spune degeaba, dacă în timpul săptămânii toată săptămâna ți-ai petrecut-o în fața televizorului sau a calculatorului sau în glume și în baguri cu prietenii tăi, pe care, baguri și glume pe care Dumnezeu le urăște și apoi vii la biserică ca să-L mituiești pe Dumnezeu. Cu o cântare, cu o rugăciune, cu niște bani, cu o pomană. Dumnezeu spune, mi-e scârbă de lucrul ăla. Pentru că nu poți uni înaintea lui Dumnezeu nelegiuirea cu sărbătoare. Înțelegeți că nici religioșii, nici moraliștii nu trec în fața cerințelor lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. În fața caracterului lui Dumnezeu, descalificat. În fața cerințelor lui Dumnezeu, descalificat. Mai este un test. Și ăsta este testul principal pe care lasă Domnul Iisus în seara aceasta, în locul acesta. Testul credinței în Fiul lui Dumnezeu. Auziți ce zice? El zice, toate aceste lucruri, i-a zis, el le-am păzit din tinerețea mea. Știți ce-mi place la Domnul Iisus? Domnul Iisus nu îl contrazice. Zice, așa zici că le-ai păzit din tinerețea ta? Hai că-ți dau ultimul test. Testul final. Testul final. Și testul ăsta îl descalifică definitiv pe omul acesta. Zice Domnul așa. Îți mai lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Apoi vino și urmează. Domnul Iisus Hristos îi spune așa. Domnul Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu, vine din partea lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, ca să aducă mântuirea lumii. Domnul Iisus Hristos, care este ființa supremă, cel mai frumos a încântat în seara aceea și cel mai frumos. Pentru că a fost singurul care a putut și care, într-adevăr, a plătit plata păcatelor noastre. Care a fost singurul care a putut să absoarbă mânia lui Dumnezeu împotriva noastră. Care a fost singurul care a apăsat de noi și a venit să ne caute și să ne mântuiască. Și să ne ridice din eram căzut, din mocila păcatelor noastre. Domnul Iisus Hristos îi spune acestui om, lasă tot și vine după mine. Și ascultați ce spune Scriptura. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot. Căci era foarte bogat. Sunt oameni care sunt gata să lase totul pentru jocuri de noi. Sunt oameni care sunt gata să lase totul pentru o femeie. Sunt oameni care sunt gata să lase tot pentru o idee, pentru un ideal. Sunt oameni care sunt gata să lase tot și mașină și casă pentru ceva ce au ei în mintea lor, să-ți ducă să facă ceva. Acest om nu este gata să lase ceva pentru Fiul lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Pentru Fiul lui Dumnezeu, pentru Mesia, pentru trimisul lui Dumnezeu, pentru Mântuitorul lumii, nu este gata să lase pentru El. Nu este gata. Pentru El, banii lui, bogăția lui, averile lui sunt mai importante decât Hristos. Ăsta este testul final care ne-l dă Domnul Iisus Hristos în seara asta. Testul credinței în Fiul lui Dumnezeu. Trăim într-o țară în care oamenii spun, și eu sunt creștin, și eu cred, și eu cred la fiecare curs, toți oamenii cred. Omul ăla care crede prea curvește. Omul ăla care crede în minte. Omul ăla care crede în jur. Omul ăla care crede să uită la pornografie. Omul ăla care crede își pierde viața și nu-l interesează de Dumnezeu decât o dată sau de două ori pe an. Omul ăla care zice că crede. Ce credință e aia?
Știți ce înseamnă credința? Credința nu înseamnă să ai în mintea ta ideea existenței lui Dumnezeu. Credința înseamnă să fii gata să abandonezi totul pentru Fiul lui Dumnezeu. Asta este credința. Amin. Credința înseamnă să fii gata să lași totul pentru Fiul lui Dumnezeu. Și în fața acestui test, omul acesta cade. Cade și în fața ultimului test. În fața testului credinței în Fiul lui Dumnezeu. Nu poate să lase totul pentru Iisus Hristos. Nu poate. Mai înainte spunea că a păzit toate poruncile. Domnul Iisus Hristos i-a cerut să-și demonstreze dragostea pentru aproape lui, să vândă totul și să lase totul. Și n-a fost gata să facă lucrul acesta. Ce credeți? Dacă ar vine Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, acum, și ne-a pune pe fiecare dintre noi să vindem totul, să lăsăm totul și să mergem după El, în necunoscut, nu știm unde ne duce, ce ne face, ce vrea cu noi, am face lucrul acesta? După ce Domnul pune probele acestea, un învățător așa face la școală, nu? Cam toți de pe aici am mers la școală. Un învățător îți dă proba și orice învățător capabil și serios, după ce ți-o lua proba, are a doua fază de pedagogie în care te învață și spune unde ai greșit, ce ai făcut, nu? Așa e normal. Așa face un învățător. Așa face Domnul Iisus Hristos. Are faza aceasta a problemelor și apoi are faza aceasta a pedagogiei, a învățăturii. Și uitați, ne arată Scriptura în felul următor. Trei afirmații foarte importante făcute de Matei în acest text după faza aceasta a problemelor. Ascultați. Prima afirmație. Versetul 23. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Prima afirmație făcută de Matei în locul acesta este că moralistul acesta, care zice că a păzit-o, a făcut tot din tinereața lui, era un om bun. Moralistul acesta este descalificat. Știți ce este mai important? Și ce este interesant la textul acesta? A doua afirmație și observație. Cei care stăteau în jur și au observat toată scena aceea, tot ce s-a întâmplat acolo, versetul 24 spune așa, Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții, fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Acum dumneavoastră știți cât e o cămilă, nu? Aveți idee cam cât e o cămilă. O cămilă e foarte mare. Crezi că o cămilă poate să intre prin urechea acului? Nu. Vreau să vă întreb, aveți avuții? Aveți. Cât de cât aveți avuții? Bă, nu vă gândiți la miliarde. Dar fiecare dintre noi avem o avuție mai mică sau mai mare. Nu vă gândiți la bogătani. Cumva să scăpăm de textul ăsta, că nu scăpăm de el. Auziți ce spune Domnul? Este mai este să treacă o cămilă prin urechea acului. Imaginează-ți că o cămilă intre prin urechea acului. E și mai imposibil. Decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Versetul 24. Cât de greu sau la nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Cei ce dețin avuții. Asta este a doua afirmație pe care o face Domnul Iisus Hristos. Asta este a doua afirmație pe care o face Domnul Iisus Hristos. Este greu să intri în împărăția lui Dumnezeu. Ascultați ce spune versetul 26. Cei ce l-ascultau, și aici observăm, nu doar că moralistul este descalificat, Domnul spune, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu omul ăsta. Vedem mulțimea descurajată. Cei ce l-ascultau, auziți, atunci, cine poate fi mântuit? Frați și surori, dacă, și dragi prieteni, dacă la punctul acesta din predică nu aveți aceeași senzație de descurajare, Domne, nimeni nu poate să fie mântuit. Înseamnă că n-ați înțeles nimic de până acum. Înseamnă că n-am înțeles nimic. Asta este senzația. Și vedeți, Domnul Iisus Hristos nu-i corectează, nu zice, nu fiți ei credincioși. Nu. Ei au senzația aceasta. Mulțimea este descurajată. Moralistul e descalificat, mulțimea e descurajată. Pentru că cine poate să fie mântuit? Cine poate să stea în fața caracterului lui Dumnezeu? Cine poate să împlinească cerințele lui Dumnezeu? Cine poate să treacă proba aceasta a credinței Fiului lui Dumnezeu? Să lase totuși să meargă după El? Cine poate fi mântuit? Asta este a doua afirmație foarte importantă din text. Mulțimea, a doua observație a lui Matei, mulțimea este descurajată. Trebuie să trăim sentimentul ăsta înainte să fii mântuit. Înainte să fii mântuit, trebuie să fii descalificat de Domnul Iisus Hristos și trebuie să fii descurajat. Dom'le, nu mă pot mântui. Ca apoi, uitați-vă la a treia observație, a treia afirmație. A treia afirmație a textului. Foarte importantă. Iisus a răspuns. Și aici încerc să vă dau curaj. Pentru că Domnul Iisus îmi dă curaj și îndrăzneală. Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Și haideți să reluăm din nou partea aceasta din discuție. Întrebarea este, mulțimea întreabă, cine poate fi mântuit? Descurajată, cine poate fi mântuit? Și Domnul Iisus Hristos, în locul acesta, definește cine este Mântuitorul. Definește cine este Mântuitorul. Și face două afirmații, El, care se excludă una pe cealaltă și care sunt
Ambele la fel de importante. Ascultați! Insuficiența, incapacitatea, impotența spirituală a omului. Ascultați-o, zice, ce este cu neputință la oameni. Și vreau să vă spun, oricare este predicatorul acela, păstorul acela, omul acela sau preotul acela care v-a spus că puteți să vă mântuiți prin propriile dumneavoastră fapte sau puteri, să știți că v-a mințit. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos. Ce este cu neputință la oameni. Plecați acasă cu fraza aceasta Domnului Iisus Hristos. Mântuirea este cu neputință la oameni. Noi suntem incapabili să ne mântuim. Este o incapacitate spirituală și morală a ființelor noastre. Noi nu putem să ne mântuim. Oameni buni, nu putem să ne mântuim. Am ascultat un slujitor al lui Dumnezeu din țara aceasta, care predică într-una din bisericile, să spunem, creștine ale țării acestea, care a spus la un moment dat într-un mesaj în fața enoriașilor, zice, mântuirea cum este? Mântuirea este felul următor. Este un cântar cu două tale, într-o parte pune Dumnezeu faptele bune, într-o parte pune Dumnezeu faptele rele. Dacă faptele tale sunt mai multe decât faptele bune, sunt mai multe decât faptele rele, dacă sunt mai multe faptele bune și cântărești așa, Dumnezeu te bagă în împărăția lui. Dacă faptele rele sunt mai multe, Dumnezeu te bagă în ea. Eu aș vrea să vă întreb, ce se întâmplă dacă e 50-50? Unde te mai bagă Dumnezeu? Unde? Trebuie să fie acum din miliarde de oameni cineva care e 50-50, nu? Unde te trimite Dumnezeu? Dumnezeu rămâne în confuzie o veșnicie, nu mai știe unde să te trimite. Că e 50-50. Sau dacă ai 49,9%, n-ai trecut, îți mai trebuia un procentaj. Și în rai. Asta este o înșelătorie. Este o înșelătorie. Nicăieri în Biblie Dumnezeu nu are niciun cântar pentru faptele tale. Are cântarul numai dacă te duci în ea. Dacă te duci în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te bagă cu cântarul în împărăția lui. Dumnezeu nu te bagă cu cântarul în împărăția lui. Noi suntem incapabili să ne mântuim. Faptele noastre bune, spune Dumnezeu, sunt mânjite. Cum te poate Dumnezeu mântui prin faptele tale mânjite? Este o absurditate. Cum să te poată Dumnezeu mântui prin faptele tale mânjite? Spune, toate faptele voastre bune sunt ca o aia mânjită. Cum ar putea Dumnezeu să te mântuiască prin niște fapte mânjite? Spune, dacă ai făcut totul, ai fost dator să faci. Cum să te mântuiască Dumnezeu prin ceea ce erai dator să faci? Este o absurditate. Ascultați, repet. Prima afirmație pe care o face Domnul Iisus Hristos foarte clar este a incapacității omului de a se mântui. O incapacitate spirituală pentru a se mântui. Este cu neputință la oameni. Dar vine partea a doua, pozitivă, care ne încurajează în seara aceasta, care trebuie să ne stimuleze să ne apropiem de Dumnezeu. Ascultați-mă. Ce este cu neputință la oameni? Este cu putință la Dumnezeu. În mântuirea noastră este o implicare suficientă la Dumnezeu. Suficientă. Nu mai este nevoie de nimic. Este o implicare suficientă a lui Dumnezeu. Este cu putință la Dumnezeu. Știți ce încearcă Domnul Iisus Hristos să ne spună în seara aceasta? Nu mai încercați să vă mântuiți pe voi înșivă. Veniți la Dumnezeu să vă mântuiască. Este cu neputință la oameni. Asta este o parte care te descurajează, dar este o parte care te încurajează. Este cu putință la Dumnezeu. Este cu putință la Dumnezeu. Și apoi ne apropiem de partea finală a textului, unde avem nu doar prezentarea aceasta negativă a unui om care n-a venit după Domnul Iisus Hristos, ci o prezentare pozitivă. Haideți să vedem în seara aceasta ce înseamnă ca un om să fie mântuit. Ce înseamnă ca un om să fie mântuit? Auziți ce spune Scriptura? Versetul 28. Avem alți oameni care totuși sunt mântuiți. Uitați! Este o încurajare pentru noi în seara aceasta. Atunci Petru i-a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Mântuirea mai este descrisă în termenii aceștia a convertirii. Ce înseamnă să vii la Dumnezeu? Ce trebuie să faci când vrei să fii mântuit în seara asta? Eu nu cred că un om normal zice, Doamne, eu nu vreau să fiu mântuit. Eu nu cred. Dar ce ține de tine? Ce e partea ta pe care trebuie să o faci ca să te convertești, să te întorci la Dumnezeu? Sunt doar două părți. Și aș vrea să le țineți minte. E o parte negativă și una pozitivă. Partea negativă spune în felul următor. Auziți. Petru i-a zis, iată că noi am lăsat totul. Știți ce înseamnă asta? Știți ce înseamnă asta? Să vii la Dumnezeu și să-i ceri lui Dumnezeu puterea să lași totul. Că spune cu neputință. Tu nu poți să lași totul. Că și la ala de mai înainte, eu spun să lase totul, dar nu am putut. Dar uite că e un om, Petru, spune, eu am lăsat totul, Doamne, și chiar lăsase totul. Trebuie să venim în seara aceasta fiecare dintre noi înaintea lui Dumnezeu. Asta este mântuirea. Să vii la Dumnezeu și să spui, Doamne, dă-mi puterea să abandonez totul, să renunț la tot, să fac prima această parte care mă duce pe calea mântuirii tale, care mă aduce în fața ta și mă declară mântuit. Ajută-mă să abandonez totul. Ce înseamnă asta? Înseamnă să lași tot ce te împiedică să-L urmezi pe Dumnezeu. Tu nu te împiedică să-L urmezi pe Dumnezeu. Du-te la Dumnezeu și ceri putere să lași. Beția te împiedică să te duci la Dumnezeu. Du-te la Dumnezeu și ceri putere să lași. Tinere, prea cu via cu
curvia, relații cu prietenii care nu trebuie să le aveți, pornografia, vine la Dumnezeu și spune, Doamne, smăcina de virusul ăsta. Oamenii nu știu ce fac eu noaptea acasă. Salvează-mă de păcatul ăsta. Doamne, am patima asta în mine. Nu pot să te urmez din cauza patimii acesteia. Dar, Doamne, dă-mi Tu puterea. Mi-ai spus că e cu neputință să mă mântuiesc eu. Ai milă de mine seara asta. Nu pot, Doamne. Ai o relație în care Dumnezeu nu te vrea. Ai niște prieteni în care Dumnezeu nu vrea să-i ai, pentru că te influențează la rău. Dumnezeu îți cere să-i lași pentru el ca să fii mântuit. Ascultați-mă, mulți dintre ei, cei mai mulți oameni care refuză mântuirea lui Dumnezeu, știți ce o refuză? Pentru un lucru de nimic. Pentru ce o să spună oamenii? Ce o să spună oamenii despre noi? Ce contează ce spun oamenii dacă Dumnezeu spune că suntem mântuiți? Ce o să spună prietenii tăi? Ce contează ce spun prietenii tăi dacă Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pământului, spune despre tine că ești un om care ai viața veșnică? Ce contează ce spun prietenii? Ce o să spună colegii tăi la muncă? Ce o să spună colegii tăi la muncă? Oare colegii tăi te iubesc când te ocărăsc pentru că ai venit la Dumnezeu? Oare ei te iubesc? Când ei preferă să te duci în iad? Oare ei te iubesc cu adevărat? Oare soția ta sau soțul tău sau părinții tăi te iubesc când te împiedică să te întorci la Dumnezeu și când te critică că mergi la biserică și că asculți cuvântul lui Dumnezeu? Aia este dragoste. Credeți că un tată își iubește copilul lui fiindcă nu vrea să fie criticat de vecin că copilul lui s-a pocăit? Îl iubește pe copilul lui când îl împiedică să se pocăiască? Aia e iubire de părinte. Aia este ură. Tatălui acela e pară să numai de imaginea lui în fața prietenului și a vecinilor lui. Este un tată care își trimite copilul în ea. Credeți că o femeie își iubește soțul când îl împiedică să se întoarcă la Dumnezeu? Și ea ar fi fericită, și copiii ei ar fi fericită, și familia ei ar fi fericită. Și poate generații la rând după ei. Este o femeie? Nu. Este o femeie care nu vrea să se uite lumea urât la ea. Și preferă ca soțul ei să se ducă în ea decât să se întoarcă la Dumnezeu. Aia nu este dragoste. Aia nu este dragoste. Dumnezeu ne cere în primul pas. Primul pas pe care un om trebuie să-l facă e să rupă orice legătură lumească. Cu persoane care te împiedică să vii la Dumnezeu, cu lucruri care te împiedică să vii la Dumnezeu, cu păcate care te împiedică să vii la Dumnezeu. Dar noi nu putem face lucrul ăsta. Vine la Dumnezeu în seara asta și spune, Doamne, am lucrul ăsta în viața mea, am persoana asta în viața mea, am patima asta, am păcatul ăsta, am pofta. Doamne, nu pot, așa este, sunt incapabil, ai milă de mine și eliberează-mă. Dumnezeu este acela care dă mântuirea. Vine la Dumnezeu și ăsta e lucrul care ține în tine, să vii la Dumnezeu. A doua parte este o parte pozitivă. Nu doar abandonarea lumii, ci alipire de Hristos. Ascultați ce spune Scriptura aici. Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Știți ce înseamnă mântuirea? Mântuirea nu înseamnă în seara asta să spui vreau și eu să fiu mântuit. Mântuirea înseamnă, da, să vrei să fii mântuit, da, să rupi orice legătură lumească înaintea lui Dumnezeu, dar să-L alegi pe Domnul Iisus Hristos ca și centru al vieții tale, ca și om care îți definește viața ta. Știți cum e omul mântuit? Omul mântuit este omul acela care face numai ce Hristos îi spune să facă. Dacă Hristos îi spune lasă lucrurile, el lasă. Că Iisus Hristos e Domnul lui. Numai e Domnul lui băutura, numai, în general, noi suntem Dumnezeii noștri proprii. Noi spune, fac ce vreau eu, fac cum cred eu, mă duc unde vreau eu, fac ce simt eu. Asta este mesajul lumii acestea. Reclamele, televizorul ăsta ne bombardează fiecare în cap. Când crede-te în tine însuți, poți să faci minuni. Ești un om extraordinar, ești o comoară, fă ce simți. Trăiește-ți tinerețea, trăiește-ți viața. Asta este vocea diavolului care te împinge spre ea. Dumnezeu vrea să te cheme la el și să-ți pună viața în îndoială pentru totdeauna. Să nu mai faci ce crezi tu, să faci ce crede el. Să nu mai faci ce simți tu, să faci ce îi place lui Dumnezeu. Să nu mai faci ce vrei tu, să faci voia lui Dumnezeu. Este un Dumnezeu care vrea să ne pune viața în control. De ce lumea aceasta se împarte? De ce se războaie? De ce crime? De ce scurvii? De ce divorțuri? De ce ne-am omorât 20 de milioane de copii în 20 de ani? De ce? Pentru că suntem fără Dumnezeu. Soluția este să ne întoarcem la Dumnezeu. Soluția este să ne întoarcem la Dumnezeu. Nici educația nu rezolvă lucrurile, nici războaiele nu rezolvă lucrurile. Uitați-vă că suntem emancipați în 2015 și încă ne batem ca oamenii fără minte. Încă ne batem la pământuri. Încă ne batem pentru putere, pentru popularitate. Noi suntem tari, noi suntem mari, cu armamente. Oameni civilizați, oameni care au avansat în tehnologie. Dar suntem la fel cum au fost întotdeauna oamenii. Cum au fost întotdeauna oamenii?
Mântuirea înseamnă să abandonezi toate lucrurile și să te alipești de Domnul Iisus Hristos. Amin. Și dacă Iisus Hristos îți spune nu te mai îmbrăca așa, nu te mai îmbraci. Dacă Iisus Hristos îți spune nu mai bea, nu mai bei. Dacă Iisus Hristos îți spune închide televizorul închis. Mulți dintre noi am transformat sufletele noastre în niște tomberoane de gunoi. Pentru că stăm în fața televizoarelor unde se dau programe difuzate de oameni care n-au nicio legătură cu Dumnezeu și inhalăm în fiecare zi. Noi suntem creștini. Inhalăm în fiecare zi mizeria acestor oameni controlați de diavol. Asta este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și nu ne petrecem nici câteva minute să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să ne bucurăm de Mântuitorul nostru, să stăm în cuvântul lui Dumnezeu și să facem ce vrea Dumnezeu. Ce poți învăța bine de acolo? Cum să te porți cu soția ta? Biblia spune cum să te porți. Cum să te porți cu copiii tăi? Biblia spune cum să te porți. Ce-i dragostea? Trebuie să ascultăm noi muzica lumii și filmele lumii să vedem ce-i dragostea. Dumnezeu ne-a arătat cea mai mare dovadă de dragoste. Trimițându-L pe propriul lui Fiu pentru noi. Trebuie să ne învețe oamenii lumii ce-i dragostea. Nu. N-avem niciun motiv să inhalăm mizeria care ne dau ei acolo. Nu, n-avem niciun motiv. Dacă Hristos îți cere un lucru, mântuirea înseamnă să lași. Să lași. Hristos este viața ta. Apostolul Pavel a spus la un moment dat așa. Apostolul Pavel a spus în felul următor. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Vă spun sincer, m-am săturat de pocăiți ăștia frustrați. De fiecare dată când vii și spui ceva care spune cuvântul lui Dumnezeu, să uite așa, cu turul, cu furca să uite la tine. Gata să te răstignească. Că de ce ai spus lucrul ăla? S-am spus din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Hristos trăiește în tine, de ce te împotrivești cuvântul lui Dumnezeu? Dacă Hristos conduce bisericile noastre, frați și surori, de ce ne împotrivim cuvântul lui Dumnezeu? Bisericile noastre nu sunt afacerile noastre, nu sunt cluburile noastre, nu sunt locurile în care noi conducem. Sunt bisericile lui Iisus Hristos. Și bisericile lui Hristos în care sunt oameni mântuiți, sunt formate din oameni care ascultă de Hristos. Nu ascultă de cele mai multe voturi din biserică, nu ascultă de părerile celor mai deștept, ci ascultă de părerea lui Iisus Hristos. Indiferent cât de deșteaptă vi se pare părerea cuiva și poziția cuiva, dacă nu este conform cu cuvântul lui Dumnezeu, asta e biserica lui Hristos, nu este afacere personală. Este biserica lui Iisus Hristos. Asta înseamnă oameni mântuiți. Și îmi pare rău să vă spun că țara aceasta este plină de biserici, de biserici care se consideră bisericile lui Hristos, dar nu sunt al lui Hristos. Pentru că nu Hristos conduce acolo. Conduce un afacerist, conduce unul cu papagalul mai tare, unul care are retorică, unul care are mai multe neamuri în biserica alea. Nu sunt bisericile lui Iisus Hristos. În biserica lui Iisus Hristos, Mântuitorul, Capul, Domnul, Dumnezeu nostru, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat conduce lucrurile. Să știți, așa este. Ăsta este un mântuit. La asta vă chem. Asta este convertirea. Să abandonezi totul și să te alepești de Iisus Hristos. Eu nu vă cer să vă lăsați de țigări. Să vă lăsați de băutură. Să vă lăsați de, nu știu, Hristos vă cere lucrul ăsta. Amin. Și El vă va da putere să o faceți. Amin. Și uitați cum confirmă Domnul Iisus Hristos extraordinar mântuirea acestui om, al lui Petru și al ucenicilor săi. Nu e așa că poate există în inima noastră, Dom'le, dar să încep să dau din banii mei, să las lucrurile în lumii acestea. Oare nu e o afacere care nu-mi convine? Nu. Să știți că e ceva ce o să vă convine tare. Mântuirea este cea mai bună lucrare pe care o putem face și o putem, de care putem avea parte în momentul ăsta. Cea mai bun lucru care ni se poate întâmpla. Știți de ce? Auziți ce spune Domnul Iisus Hristos în locul acesta. Domnul ne dă o răsplătire extraordinară. Ascultați. O răsplătire pe pământ și o răsplătire în veșnicie. Ascultați răsplătirea pe pământ. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și vine acasă sau nevastă sau frații sau părinții sau copii pentru părăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în viața acesta. Știți de ce? Că atunci când sunteți mântuiți, intrați într-o comunitate de oameni în care sunteți iubiți cu adevărat. Într-o comunitate de oameni care vor să fiți mântuiți, care vor să fiți bine cu Dumnezeu și care o viață întreagă vor sta alături de dumneavoastră ca să ajungeți până în împărăția lui Dumnezeu. Asta este biserica. Este comunitatea cerului, este comunitatea lui Dumnezeu lăsată pe pământ. Locul în care suntem băgați ca să fim protejați până ne vom întâlni cu Iisus Hristos și lui Dumnezeu. Asta este biserica. De aceea niciun om nu poate să fie mântuit fără să fie în biserică. Dacă ești mântuit cu adevărat, nu poți să stai acasă, să te uiți la televizor, la o predică și să spui că ai fost la biserică. N-ai fost la biserică. Aici e biserica. Amin. Da, aici unde mai simți anumite mirosuri, unde anumită transpirație, suntem oameni care ne iubim unii pe alții pentru că avem același mântuitor, aceeași destinație, aceeași viziune, aceeași valori. Asta este biserica. Când te întorci la Dumnezeu, chiar dacă ai pierdut ceva, uite câți frați ai aici. Uite câte surori ai aici. Uite câți oameni sunt aici care pot să fie tatăl tău, să fie mama ta, să fie sora ta, să fie fratele tău, oameni care să fie alături de tine din toate punctele de vedere.
Eu nu am fost dezamăgit, să știți. Indiferent de starea bisericilor de astăzi, eu n-am fost dezamăgit de biserica Domnului Iisus Hristos. Și-a schimbat, ascultați-mă, a schimbat familia mea cu biserica Domnului Iisus. Cu biserica Domnului Iisus, nu cu o comunitate, cu biserica Domnului Iisus. Asta spune Iisus Hristos. Nu se poate ca cineva să fi lăsat casă, nevastă, frați, părinți sau copii pentru părăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în viacul acesta. Și mai mult, există o răsplătire nu doar care Dumnezeu ne dă aici, prin comunitatea care e în jurul nostru, ci o răsplătire pe care Dumnezeu ne-o promite în comunitatea cerului. Dincolo, își zice, iar în viacul viitor, viața veșnică. Aleluia! Viața veșnică. Haideți să sumarizăm lucrurile. Mântuirea este datoria noastră, dar noi nu putem face. De aceea, a doua afirmație pe care vreau să o țineți minte este că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Amin. Este datoria noastră, dar suntem incapabili. Dar este darul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se implică în mântuirea noastră, El are o implicare suficientă. Suficient. Nu mai e nevoie de nimic. Nu mai trebuie să bagi nici pe Maria, nu mai trebuie să bagi nici colacii tăi, nu mai trebuie să bagi nici lumânările. Chiar crezi că Dumnezeu se încălzește la lumânările noastre? Nu mai trebuie să dai banii tăi, să-L vituiești pe Dumnezeu ca să poți trăi după aia cum vrei tu. Dumnezeu nu este în felul ăsta. Dumnezeu nu este în felul ăsta. Când vii la Dumnezeu, când Dumnezeu ți-a dat putere să abandonezi lumea cu tot ce înseamnă ea, cu păcatele ei, cu toate lucrurile ei care te-au împiedicat să vii la Dumnezeu, când abandonezi totul, când ai abandonat totuși pe alipi de Domnul Iisus Hristos, astea sunt cele două responsabilități a noastră, să abandonăm totul pentru Domnul Iisus Hristos, vom primi mult mai mult. Mult mai mult. Cât avem nevoie Dumnezeu să ne dea? Și la final, Dumnezeu spune, ai pecetuit viața veșnică. Vreau să vă întreb în seara aceasta. Vreți să fiți mântuiți? Amin. Este cu neputință la oameni. Dar este cu putință la Dumnezeu. Aș vrea să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și în cântare. Și vă ce să faceți lucrul acesta? Fie aici, fie când vă duceți acasă, faceți-l și aici, faceți-l și acasă. Vreau să vă spun tuturor celor care sunteți membri în biserica aceasta, copiilor de pocăiți. Nu-ți luați mântuirea ca un lucru de apucat. Mântuirea nu se câștigă prin naștere. Scriptura ne spune foarte clar lucrul acesta. Omul se naște în păcat. Noi am moștenit un fel de șer de viețuire de la părinții noștri. Mântuirea, credința nu se naște. Noi să intrăm în cerul după fusta mamei, ținându-ne de pantalonul tatălui, niciodată așa ceva. Noi să intrăm nici cu păstorul, nici cu preotul. Fiecare înaintea lui Dumnezeu va sta singur. Și vei da răspuns înaintea lui Dumnezeu în veșnicie că în seara asta ai ascultat un tânăr care nu ți-a spus părerile lui, ci ți-a spus cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta am tunat de aici de la Amvon cuvântul lui Dumnezeu, nu ideile și filozofiile mele. Ți-am citit despre Iisus Hristos, care ți-a spus clar că poate și vrea să te mântuiască. Și Dumnezeu te va întreba, ce ai făcut în seara aceea? Când mântuirea ți-a fost explicată atât de clar, atât de clar. Ți-am cerut ceva, eu am vrut să-ți dau lucrul acela. Am vrut să te pun să abandonezi totul și să mă iei pe mine. Și cel mai frumos, cea mai importantă persoană, am murit pentru mântuire. Pentru mântuirea oamenilor. Eu îți pot da totul, îți pot da viața veșnică. De ce ai refuzat? Ce o să-i spun Dumnezeu? Ce o să-i spun Dumnezeu? Că soția, Dumnezeu să spună, sunt alții care au renunțat. Nu că trebuie să divorțezi de ea. Dar să faci ce spune Dumnezeu, Dumnezeu se va ocupa de asta. Că afacerea ta, Dumnezeu spune, sunt alții care au renunțat și au fost mântuiți și au primit mai mult. Ce motiv ai să refuzi pe Dumnezeu? Și vreau să vă spun, în seara aceasta nimeni nu are niciun motiv să amâne momentul întoarcerii la Dumnezeu. Fiecare dintre noi, în sufletele noastre, în interiorul nostru, ar trebui să ne rugăm și vă invit să ne rugăm la Dumnezeu. Și în sufletele noastre spune, Doamne, mântuiește-mă și pe mine. Doamne, ești botezat de mic, ești botezat de mare, nu contează. Niciodată în viața mea nu am dat drumul la totul din viața mea pentru tine. Încă mai am lucruri de care mă țin, Doamne. Încă mai am lucruri de care mă țin. Mă deranjează când cineva se ia de păcatul ăla. Pentru că încă trăiești în păcatul ăla. Mă deranjează când cineva lovește în lucrul ăla. Pentru că încă sunt legat de el. Nu sunt deslipit în inima mea. Eliberează-mi inima, Doamne. Eliberează-mi inima să fiu liber și numai tu să fii în inima mea. Și tu să faci ce vrei cu viața mea. Asta e atitudinea care așteaptă Dumnezeu de la noi și Dumnezeu ne-o poate dărui în seara aceasta. Cere lui Dumnezeu lucrul acesta. Aș vrea să cântăm o cântare și după aceea să încheiem cu rugăciune să mă rog pentru dumneavoastră, pentru fiecare.